Inflarea în creștere a obligat autoritățile din unele capitale europene să iau o decizie care românilor le amintește de epoca Ceaușescu, circulație alternativă par în par. Ministrul mediului, Daniel Constantin, exclude o astfel de posibilitate, cel puțin pentru o perioadă semnificativă de timp de acum încolo. Porți deschise astăzi la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Argeș, unde au fost prezentate tehnica și mijloacele de intervenție specifice. Manifestarea a făcut parte din evenimentul organizat astăzi la sediul din Pitești al ISU Argeș cu ocazia Zilei Protecției Civile în România. Programul a inclus și înaintarea în grad a unor cadre militare înainte de expirarea stagiului minim și defilarea cadrelor unității. Primăria Pitești intenționează să construiască o parcare cu etaj. Potrivit anunțului inițial al municipalității, parcarea ar urma să aibă un nivel și să fie construită pe structură ușoară metalică. Ulterior, în funcție de banii disponibili și de succesul parcării, structura metalică ar putea fi înlocuită cu una din beton. Termenele de execuție încă nu au fost stabilite și nici locul de construire. Primăria Pitești a elaborat un proiect de modernizare a Liceului Tehnologic Constantin Brâncuș. Lucrările vizate sunt de reabilitare termică a clădirii și de montare de panouri solare pentru încălzire și apă caldă. În funcție de obținerea finanțării de la Uniunea Europeană, vor fi organizate procedurile pentru desemnarea constructorului și ulterior vor fi stabilite termenele de execuție. Pe șantierul viitorului spital din Mioveni s-a turnat astăzi placa celui de-al treilea etaj. Vremea caldă din ultima perioadă a contribuit la accelerarea lucrărilor de finalizare a cofrajelor pentru plafonul dintre etaje și totodată va ușura munca echipelor care lucrează la turnarea plăcii în condiții optime. În paralel, alte echipe de muncitori lucrează la compartimentarea și finisarea etajelor inferioare și la montarea unor instalații.